Hei, salut dragilor! Mă bucur să vă revăd, ca să spun așa, săptămâna trecută am mai făcut un clip. În această săptămână facem un nou clip. Mă numesc Andrei Dogaru, sunt artist al Teatrului Stella Popescu și aștept cu drag să facem cele 5 minute de încălzire. Astăzi am pentru voi o surpriză deosebită, jucăușă, o să vedeți. Așa că stați cu mine, vă rog. O să facem 2 minute de încălzire, după care, param, 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 pam, o să vă dezvălui surpriza. Muzica, imediat, perfect. Hai, nu spune ușor. E o muzică fresh, de vară, de potrivită vremii de afară. Începem la tărat. Faceți spate acum capul, colo. 2 3 4 5 6 7 8, rătim capul ușor de 4 ori. Perfect. Haideți prima dată, da? 5 Încălzim mânuțele, o să vedeți 10, 1, cu scunul. 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfect! Încă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rotim puțin, ușor. Perfect! Încă o dată invers! 1, 2, 3, 4, pe loc ușor aici. Alegăm pe loc, pe loc, pe loc. Încă. Și ultim exercițiu din încălzire ușor aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Încă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfect, punem stopul încălzirii. Ne oprim și o să vă prezint surpriza jucăușă. Vă invit alături de mine pe Andreea Cornanu. Bună și bine v-am găsit! Sunt Andreea Cornanu. Astăzi o să învățăm bazele jongleriei. O să învățăm repede, 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 în 2 minute să jonglăm cu toții. Însă, pentru că eu astăzi am aici aceste fructe, dar pentru a ajunge să jonglăm cu fructe este un drum puțin mai lung, o să învățăm ceva mult mai simplu, care poate fi învățat în doar 2 minute. Abia aștept, abia aștept, abia aștept. Da, 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 da. O să las astea. Am pregătit eu astăzi, am și pentru tine 6 materiale, ne trebuie câte 3. Unu mie, unu ție. Wow, perfect. Perfect. Am aici 6 materiale subțiri de tiul și le-am decupat chiar eu și o să le așez. În primul rând, ele au cam dimensiunea asta. Le iau de centru. Așa. Și două într-o mână, două într-o mână. Ok. Și o să arunc din dreapta prima oară. Primul material în sus, iar înainte să-l prind, îl arunc și pe celălalt. În total avem 3 materiale, da? Două într-o mână și una într-o mână. Și apoi facem cu două. Perfect. Pam, 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 pam. Cam asta ar fi. Facem doar cu două. Wow, te-ai descurcat din prima. Este super simplu, toată lumea o să reușească. Facem doar cu două. Arunc din dreapta și din stânga. Dreapta, stânga, prinde. Dreapta, stânga, prinde. Dreapta, stânga, prinde. După ce-mi iese asta, îl iau și pe al treilea, tot în dreapta. Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Wow, ce bine! Că asta mă spune prima! Perfect! Dar haide să vedem puțin și fructele astea. Eu cu fructele nu prea bun de spun. Hai să vedem. 1, 2, hop! Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop! Vreau să încerc și eu puțin. Trebuie să vă recunosc că am exersat, dar foarte, foarte puțin. Și știu doar atât. 1, 2, 3. Bine! Opa! Suc de mere! Încă o dată, încă o dată! 1, 2, 3. Prinde! Suc de mere!
convins că până data viitoare o să-mi iasă. Ăștia am fost noi astăzi, Andrei Dogaru și... Andreea Corneanu. Vă mulțumim pentru timpul acordat și așteptăm cu drag să faceți și voi jonglerii acasă. Vă pupăm, pa! Pa!